Ce zici, Ubi, pentru Ubi Podcast? Vorbeam de soare, despre univers. Soarele care și-a întâlpășița. Da, în loc să-și are răsplata. Așa o să caște podcast. Sperie oamenii. Nu se sperie, că o să se obișnuiască, Ubi. O să vadă ei cum. Să se învețe. Astea suntem noi, să facă bine să ne accepte așa cum suntem, nu? Că ce, ei nu sunt diferiți. Ei Dacă eu ador, ce se întâmplă? se va fi monocast. Un monocast de mine, pentru tine adormită și mâine trezită când vei asculta alături de publicul larg, ce s-a discutat în absența ta după adormire. Știi? Că asta este virtutea arhivelor, să păstreze amintirile pentru cei adormiți, care n-au fost pe fază când s-a emis povestea. Asta, astfel, marea mulțime, mulțime de recuperatori de ascultare. La fel precum și copiii, nu sunt pe fază când se zic poveștile prima dată, vin și trag părinții de mânecă, tati, tati, mami, mami, mai citește. Pe când respectivul tati și mami, în loc să zică, da mă, copile, n-ai fost pe fază, ți-am zis odată, nu ții minte. El se ia și mai zice încă o dată la cererea copiilor. Și așa, unii vor aceleași povești, alții vor altele. Tu de care vrei, iubi? Acelea sau altele? Ca să știe audiența. Da. Deci asta înseamnă că vrei ori același, ori altele. Așa, iubi. Da. Ce să zic la audiență? Unde mergi? Dar să zici cuvinte frumoase, iubi. Că poate... Merge singur. Da. Crezi că merge singur? Sau mai are un majordom după el să-i țină o liță? Ce să facă? Da, ține chiloții, că nu-s din aia cu elastică, sunt din aia cu bretelet, exact, cu cheiță. Și numai majordomul are cheiță, poftiți, majestate, cheiță, să vă deschideți. Cum se zice chiloți la portița? Majestate, cheiță, să vă deschideți portița. Da, dacă e majestate bărbătească și dacă e majestate femeiască, da. Asta lăsăm, nu cenzurăm pe casetă, să știe lumea ce se întâmplă la palat. Nu, am vorbit mai răspicat ca să testez sunetul, să vadă. Da, oare să vedem cum te-ai auzit și tu mâine. Te aștept pe platoul de înregistrare, că nu ești aproape, ești departe. Wow! Să știe audiența că asta este o cascadă. Noi locuim undeva la țară, într-o casă. Nu râde, Obi, că e adevărat. Iar miroșa most. Miros Arsenie Boca? Nu știu că A sfânt, un bis, a eu sfânt. nu l-am miros. Da, dar poporul zice că e sfânt și miroase a ulei. Eu A vazelină de asta tractor. o știre. Căci că lumea merge acolo și lasă bani la mormânt și la nu știu ce cupac. Și la mai mulți copaci. Pe cealaltă.
copacul care cel mai aproape, dar era plin de bani înconjurat. Copacul înconjurat de bani? Da. Își lua lumea rest sau lăsau sume Nu mai fixe? lăsau. Și că măicuțele de la mănăstire, foarte nervoase, și lăsa bilete să nu mai lase bani. Și Dar ce să las în schimb? nimic. Erau nervoase măicuțele sau cum? Mi s-a zis că și eu l-am lăsat, dar după aceea nu știu ce că să nu lase și nu m-a lăsat. Alta mai tânără a zis că nu trebuie să lași bani și nu știu ce, că Dumnezeu nu cere bani, că credința de sine suflet. Dumnezeu nu cere bani, numai fise. Poți să-mi dai un chinos? Da. No, să trimitem la culcare audiența. Nu, mai povestesc. Da, mai vreau oare? Nu, dar acum m-am trezit. Păi eu nu vreau să te trezesc, vreau să te Păi adorm. ți-ai zis că m-am dus la bancă, eram chiar adormit. Aia, nu vezi? Deci te adormisem. Da. Ce înseamnă că trebuie să continui ca să readormi. Da, o să se bucure Dar audiența. noi facem acest podcast ca să adormim copii și adulți, să le facem culcarea plăcută, să le creăm armonie în familie, obi. Chestii de genul ăsta. O, atunci înseamnă că nu putem să le zicem cum noi ne certăm. Niciodată. Cine nu trebuie să știe? Da, zic că la audiență le zicem chestii de armonie, despre jucării, nu povești adevărate. Da, obi. Povești adevărate și armonii. Că lumea duce vieți grele, au nevoie de inspirație, de cuvinte pufoase, de liniștea zilei de mâine, de somn liniștit. Ce făceau? Dar ce făceau găinile? Cine nu știa? A, deci ele se discutau care e mai flocoasă. Și cine, tu, așa obiectiv, cine era? Da, și mie îmi place găina, nu avem încredere în pisici, sunt niște proaste. Da, agresive, nesimțite, arogante. Da, și dau alergie. Da. Oare căței au alergii de pisici? Și oare între ei discută, a, să ne luăm un pet, știi? Bine, ei latră, nu, eu traduc. Și zice pudelul către pudelă, na, nu-mi plac pisicile, nu ne luăm pisică. Ce pet și-ar lua doi căței, iubi, familie de pudeli? Da, dar niciun caz pisică, că le-ar roade oasele. Nu că i-ar plăcea oasele, ci numai așa, de dezordine. Un hamster Da, pe Leonard. hamsterul Leonard. Lumina ochilor mei. Da. Ce drăguț! Da, o salutăm pe această cale și pe Flori din vasul lui. Sigur. Noi să trimitem audiența la culcare. Nu, și Dar nu, că ție zic poveste. bine. Ceva frumos este doar pentru noi. E bine. Voi, noapte bună, pe data viitoare. Noapte bună, copii!